Timp de două zile, la Roma, se va desfășura o nouă ediție a simpozionului internațional Basarabia, străvechi pământ românesc, organizat de Colegiul Național Roman Vodă, în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, Asociația Pro Basarabia și Bucovina, Asociația Mușatinii, Asociația Profesorilor de Istorie și postul de televiziune Roman 24 Online. Pe data de 24 încep activitățile dedicate zilei Basarabia, așa cum v-am obișnuit, suntem la 7-a ediție a simpozionului Basarabia străvechi pământ românesc. De data aceasta avem ca partener și Roman 24 și ne bucură acest lucru pentru că ne vor sprijini în mediatizarea acestei activități deosebite. Este o activitate deosebită prin invitații pe care îi avem de asta dată. Sunt invitați veniți atât de la Chișinău, decanul Facultății de Istorie, domnul Musteață, venit de la Chișinău, de asemenea de la București, reprezentanța Asociației Basarabiei și Bucovinei. De asemenea, va veni și domnul Troncotă, pe care toată lumea îl cunoaște ca un luptător pentru drepturile românilor în perioada de după decembrie 1989 și care va și lansa o carte deosebită legată de evenimentele din acea perioadă. Noi așteptăm pe toți cu drag, bineînțeles că avem parteneri mai mulți și Primăria Roman, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Asociația Pro Basarabia locală, de asemenea Asociația Mușatinii și bineînțeles și Asociația Profesorilor de Istorie, pentru că este un eveniment istoric. Joi 24 martie, în holul Primăriei Roman, se va vernisa o expoziție de fotografii care va fi prezentată de arhitectul Gheorghe Ionașcu, președinte al Asociației Arhitecților din România și membru fondator al Asociației Pro Basarabia și Bucovina. Expoziția de fotografii, având ca tematică evidențierea valorilor arhitecturale ale clădirilor monument din Basarabia, este rodul unei excursii de studiu realizată anul trecut în Republica Moldova, când arhitecții au fotografiat peste 300 de clădiri monument. Iar la aceasta se vor adăuga și vizionarea a două filme, tot la fel cu tentă istorică. Unul dintre aceste filme este un film care l-am vizionat și într-adevăr impresionează prin mesajul pe care îl transmite, Odessa în flăcări, și invităm, așa cum e și normal, pe toți cei care doresc să cunoască istoria adevărată a Basarabiei să vină la aceste activități. Manifestările se vor desfășura timp de două zile la Colegiul Național Roman Vodă și Primăria Roman în prezența elevilor și cadrelor didactice, dar și a unor invitați din țară și străinătate. Două zile ne-am propus pentru că sunt foarte multe activități. Într-adevăr vom începe cu ziua de 24, joi, când oricine va dori, va putea să vizioneze această expoziție în holul Colegiului Național Roman Vodă, plus prezentarea filmelor cu care cei de la București vor veni. În cea de-a doua zi vom avea simpozionul propriu-zis, când vor fi ținute comunicări de către invitații noștri, atât elevilor de la Colegiul Național Roman Vodă, profesorilor de istorie și, bineînțeles, iubitorilor de istorie. Manifestările din cea de-a doua zi, respectiv de vineri 25 martie, vor fi transmise în direct de postul de televiziune Roman 24 cu sprijinul societății Marsat Roman.